Vreau să citesc din cartea Exodul, capitolul 3, începând cu primul verset și până la versetul 6, pagina 60 în Sfânta Scriptură. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Amin. Dragii mei, m-am uitat la frații care sunt aici în față și ceea ce mi-a sărit în ochi în această seară a fost numele lor. Caleb, Paul, Daniel, Pavel. Și vă întreb, unde ați auzit dumneavoastră prima dată numele acestea? Unde l-ați auzit? În Biblie, nu? Sau vă pune poate în încurcătură numele lui Paul? Paul este Pavel. Caleb, Paul, Daniel și Pavel. Nu știu dacă mi-a fost dat vreodată să mă duc la vreo ordinare unde toți cei care urmau să fie ordinați să aibă nume din Biblie. Toți candidații pentru ordinare să aibă numele din Biblie. Iată că se întâmplă în seara aceasta Caleb, Paul, Daniel și Pavel. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă pentru prima dată ați citit numele acestea în Scriptură și sunt în fața dumneavoastră și în fața lui Dumnezeu niște oameni care poartă nume din Biblie, Dumnezeu să-i binecuvinteze să fie oameni ai lui Dumnezeu. Dragii mei, cu ceva vreme în urmă, dumneavoastră, cei care sunteți aici, Biserica lui Dumnezeu, ați votat pentru ei și ați spus prin votul dumneavoastră că vreți să fie slujitori în această biserică. Și vreau să vă întreb, ce așteptări aveți dumneavoastră de la ei din această seară încolo? Că au fost cu dumneavoastră și până acum. V-au predicat și până acum. Ce așteptări aveți dumneavoastră, Biserica lui Dumnezeu, Betania, de la Caleb, Paul, Daniel și Pavel? Să vă predice? Să predice, nu? Să împartă cina Domnului, sigur! Unii trebuie să facă ungere pentru bolnav, să se roage pentru bolnav, sigur! Dar dincolo de toate astea, dragii mei, ce alte așteptări aveți dumneavoastră? Poate că întrebarea mea vă pune puțin în încurcătură. Eu vreau să vă spun ce așteptări am eu de la frații slujitori care sunt la biserica noastră. Și anume, să îi folosească Dumnezeu. Aveți această dorință, frații mei, surorile mele, ca pe oamenii pe care dumneavoastră ați pus votul și v-ați rugat pentru ei, din momentul acesta înainte să-i folosească Dumnezeu. Aveți această dorință? Vreau să vă spun ceea ce doriți dumneavoastră, ca Dumnezeu să-i folosească, este ceva ce dorește și Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-i poată folosi. Spun toate acestea pentru că am citit din cartea Exodul și fratele Vasilic a citit din cartea Iosua despre un om asupra căruia Dumnezeu șopește privirile. Știi ce spune Dumnezeu printre altele? Chiar dacă nu este expresia asta aici. Vreau să te folosesc. Vreau să te folosesc. Frații mei, biserica lui Dumnezeu nu este o aglomerare de oameni, o strângere de oameni, unde unii au funcții și alții n-au funcții în biserică. Unii au poziție bisericească și alții n-au poziție bisericească. Biserica lui Dumnezeu, dragii mei, este un organism viu unde Dumnezeu lucrează prin oamenii pe care îi cheamă El. Credeți lucrul acesta?
În această seară vreau cu ajutorul Domnului să predic despre omul de care se folosește Dumnezeu. Să fie Caleb, să fie Paul, să fie Daniel, să fie Pavel, să fiți dumneavoastră, să fim noi toți care suntem în locul acesta. Omul de care se folosește Dumnezeu. Pentru că în vremea aceasta, frații mei, avem nevoie de oameni de care se folosește Dumnezeu. Oare cum este omul acela de care se folosește Dumnezeu? V-a spus întrebarea asta. Cu cine seamănă? Cu păstorul, cu celălalt păstor, cu cei care vă vizitează? Cu cine seamănă omul de care se folosește Dumnezeu, frații mei? Cum ar trebui să arate? Și când vă uitați la slujitorii din biserica dumneavoastră sau la oricine vreți dumneavoastră ca slujitori, să ziceți, de asta se folosește Dumnezeu. Tare mult mă rog Domnului pentru oameni de felul acesta, de care Dumnezeu să se folosească. Că dacă v-aș întreba în această seară dacă s-a folosit de Moise sau dacă s-a folosit de Iosua, mi-ați răspunde într-un cor, sigur! Sfânta Scriptură consemnează faptul că Dumnezeu s-a folosit de Moise și Dumnezeu s-a folosit de Iosua și de alții care sunt prinși în cartea aceasta, de un Caleb, de un Pavel, de un Daniel, de un alt Pavel, da? Cum e omul acela de care se folosește Dumnezeu? Dragii mei, omul de care se folosește Dumnezeu, mai întâi de toate, este omul interesat să cunoască. Știți, Dumnezeu l-a luat pe Moise de unde? De la oi, nu? Știți că ciobanii sunt o categorie profesională, dacă vreți, care nu pun așa de mare accent pe cunoaștere. E adevărat, frații mei? Nu interesează școala, să se ducă la școală, să facă școala generală, să facă liceu, să facă o facultate, să mai facă o altă facultate. Am auzit într-o zi, nu știu unde, la știri, că este în țara noastră un fermier, un cioban din ăsta care are facultatea și știe, nu știu, vreo două, trei limbi. Dar nu-i caracterizează asta. Ei nu sunt interesați să cunoască, frații mei. Și cu toate acestea, cazul din Biblie, cazul lui Moise, nu intră în categoria aceasta. Știți că Moise era un om care cunoștea, știți? A învățat la curtea lui Faraon. Poate știa ceva administrație, știa poate ceva astronomie, știa religia evreilor, știa religia egiptenilor, frații mei. Și cu toate acestea, cu toată cultura asta pe care o avea, omul ăsta a zis, vreau să mai cunosc. Dar ce vrei să mai cunoști, Moise? Undeva se aprinde un rug. Începe să ardă. Și spune Biblia, Moise și-a zis în sinea lui, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată. Și pentru ce nu se mistuie rugul? Ce vrei să faci cu asta? Vreau să cunosc, dar ce vrei să cunoști? Și când din rugul acela strigă o voce, Moise, Moise, într-un final, dragii mei, Moise zice cam așa, vreau să te cunosc pe tine, Dumnezeule. Cine ești tu? Eu sunt cel ce sunt. Frații mei, nu-i suficient să cunoști 10 limbi străine. Nu-i suficient să cunoști astronomie, să cunoști computere, să cunoști matematică, să cunoști fizică, să cunoști religia asta și religia nu știu care. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă slujești pe Dumnezeu, nu se poate să nu-L cunoști pe Cel pe care-L slujești. E adevărat, frații mei? Vreau să te cunosc pe tine. Omul interesat să cunoască, frații mei, este omul care își face timp să exploreze. Sunteți oameni ocupați? Caleb, Paul, Daniel, Pavel, sunteți ocupați? Dumneavoastră sunteți ocupați? Nu e așa că e o vreme în care ce ne lipsește este timpul? E adevărat, frații mei? Credeți că Moise era ocupat? Păștea turma socrului său. Se ducea în fiecare zi să o pască. Nu știu dacă se întorcea seara înapoi.
S-au și așezat cine știe pe unde, coliba de păstor, nu știu asta, dar era ocupat. Și spune Biblia, când a văzut el minunea asta, și-a făcut timp să se întoarcă. E nevoie de slujitorul lui Dumnezeu să-și facă timp? E nevoie? Ați citit cumva despre Domnul Iisus Hristos că își făcea timp? Ați citit? Când, frații mei? De dimineața până seara, ascultați-mă bine, Fiul lui Dumnezeu n-avea timp. Se ducea într-o parte și alta și era tras în toate părțile. Îl îmbulzeau mulțimile și striga din coace o femeie, rezolvăm problema. Dincolo striga un alt bărbat. Trăgeau ucenicii de el și ziceau, învățătorule, uite, sflămânzi oamenii ăștia, dă-le să mănânce. Și seara când dădea drumul în oradelor, Domnul își făcea timp și se retrăgea undeva în munte să se roage. Frății mei, cunosc prea mulți slujitori care n-au timp. Și cunoaște și dumneavoastră. N-ai cum să cunoști, să-L cunoști pe Dumnezeu. N-ai cum să slujești competent, autorizat, dacă nu-ți faci timp să stai înaintea lui Dumnezeu. Că atunci când Moise și-a făcut timp, s-a întors să stea în fața lui Dumnezeu și a avut o întâlnire cu Dumnezeu. Fără întâlnire cu Dumnezeu, n-ai cum să slujești. Și asta cere timp. Să explorezi, să cercetezi. Omul dispus să cunoască, omul interesat să cunoască, este omul care își face timp. Dar este omul care își face timp să cerceteze. Este omul, frați și surori, care mereu, mereu pune întrebări. Ați întâlnit oameni care mereu pun întrebări? Ați întâlnit? Vă săcăie uneori cu întrebările. Mai lasă-mă în pace. Mai vin o și altă dată. Dar vreau să vă spun, lui Dumnezeu îi place să-i punem întrebări. De-abia așteaptă întrebările noastre. E dovada că suntem interesați să cunoaștem. Frați și surori, a zis Moise în pasajul acesta, cine ești? Vreți să vă dau alte exemple din Biblie? Spune în cartea profetului Zaharia, cuvântul lui Dumnezeu, spune Zaharia de fapt, am avut o vedenie, am văzut un sfeșnic și am văzut niște candele și de la candelele acelea am văzut niște țevi și am văzut un măslin la dreapta și un măslin la stânga și spune Sfânta Scriptură, profetul acesta a stat de vorbă cu îngerul și a zis, ce înseamnă astea? Dar nu putea să meargă să zică evreilor, uite ce am văzut, un sfeșnic, candele, țevi, un de lemn, măslin la dreapta, măslin la stânga, și treaba voastră ce pricepeți. Nu, nu, omul ăsta stă înaintea îngerului și zice, ce vrea să zic asta, ce înseamnă asta? Și îți spune Scriptura, îngerul l-a întrebat, cum, nu știi ce înseamnă asta? Nu știu. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu către Zorobabel. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Auziți? Dar dacă nu știa Zaharia lucrul ăsta, dacă n-avea răspuns, dar el era interesat să cunoască și pentru că era interesat să cunoască, pune întrebări. Ce înseamnă lucrul acesta? Frații mei, slujitorii lui Dumnezeu, oameni interesați să cunoască, pun întrebări. Stau în fața Scripturilor și citește și zic, Doamne, ce înseamnă lucrul ăsta? Ce vrei să spui cu asta? Care-i înțelesul acestui mesaj? Dacă vreți să vă aduc aminte de Petru, Petru a fost un om care stătea în fața Domnului și mereu punea câte o întrebare. Știți? Învățătorule, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori? Până la 7 ori? Chiar ești curios, Petre, să știi? Vreau să cunosc. Vreau să cunosc pentru mine și vreau să cunosc să-i învăț și pe alții. Voi vreți să cunoașteți frații mei de câte ori să iertați pe frații voștri?
Vreți să cunoașteți? Dumneavoastră vreți să cunoașteți? Ei, Petru s-a dus și a întrebat pe Domnul până la câte ori să iert pe fratele meu, până la 7 ori. Și a zis Domnul, nu zic până la 7 ori, până la 70 de ori câte 7. Adică ori de câte ori îți greșește. Iartă-l. Dacă n-ar fi fost dispus Petru să cunoască și să pună întrebarea asta, poate nici azi n-am ști cât de mult ar trebui să iertăm. Dar un slujitor al lui Dumnezeu interesat să cunoască a pus această întrebare. A zis Petru cu altă ocazie, învățătorule, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Vom avea o răsplată? Adevărat îți spun, Petre, că nu-i nimeni care să fi lăsat casă, masă, tată, mamă, frați, surori, holde, pentru mine. Și să nu primească în veacul acesta de 100 de ori mai mult și prigonit pe deasupra și dincolo? Vi se pare, dragii mei, că atunci când pui întrebări, cerul începe să îți descopere lucruri? Vi se pare lucrul acesta? Noi venim la casa lui Dumnezeu și avem pretenția, avem dorința să primim descoperiri, descoperiri de la Dumnezeu. Dar descoperirile de la Dumnezeu vin de la oameni care stau în prezența lui Dumnezeu, care sunt dispuși să cunoască, frații mei, care pun întrebări și Dumnezeu începe să descoperă. Și în biserica lui Dumnezeu ar trebui să fie descoperiri dumnezeiești. Și nu vă gândiți doar la profeții, și profeții, dar nu doar profeții. Omul de care se folosește Dumnezeu este omul interesat să cunoască. În al doilea rând, omul de care se folosește Dumnezeu este omul dispus să facă schimbări. Când fac această afirmație, sunt convins că vă uitați la Caleb, la Paul, la Daniel, la Pavel și vă întrebați, ce schimbări mai trebuie să mai facă oamenii ăștia? Ce schimbări? Chiar trebuie să facă schimbări? Frații mei, când Dumnezeu l-a chemat pe Moise și a zis vreau să mă folosesc de tine, omul acesta trebuia să fie dispus să facă schimbări. De acolo, din mijlocul flăcării de foc, a strigat Dumnezeu și a zis, Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare. E asta schimbare, frații mei? E sau nu e? Scoate! Sau credeți că voi nu aveți ce să mai scoateți? Sau dumneavoastră, sau eu, sau frații mei, aveți ce să mai scoateți? Slujitorul lui Dumnezeu, frații mei, trebuie să fie dispus să facă schimbări, să scoată. Și când stă în fața oglinzii lui Dumnezeu, în fața luminii lui Dumnezeu, când pune Dumnezeu proiectorul pe el și îl inundă cu lumina cerului, omul lui Dumnezeu descoperă ce trebuie să scoată. Spune Apostolul Petru, lepădați, scoateți orice răutate, orice pismă, orice clevetire, tot, scoateți. Faceți schimbări. Fiți sfinți ca slujitor al lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu. Omului Dumnezeu trebuie să facă schimbări, frați și surori. Schimbări la nivelul caracterului lui. Trebuie să mă uit la Domnul Iisus Hristos, să învăț să fiu ca El. Învățați de la mine, a zis Domnul Iisus Hristos, că sunt blând și smerit cu inima. Vă plac slujitorii blând și smeriți cu inima, frați și surori? E ceva care ține de caracterul care seamănă cu Domnul nostru Iisus Hristos. Dar atunci când este vorba de schimbări, nu este vorba doar de ceea ce v-am spus până acum. Scoateți! Slujitorul lui Dumnezeu, omul de care se folosește Dumnezeu, este omul care, dragii mei, este dispus să schimbe prioritățile în viață. Niciunul de aici nu iese ziua cu turma socrului. E adevărat? Nici măcar cu turma tatălui sau familiei. Dar ceva tot faceți.
Nimeni nu spune că trebuie să le abandonezi pe toate. Știți când Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe ucenici, i-a găsit lângă mare, altul cârpea mrejele, altul arunca o mrejă în mare și a zis: Domnul, veniți după mine, vă voi face pescari de oameni. Și spune Scriptura, îndată au lăsat mrejele și au mers după Domnul. Dar vă întreb, din momentul acela au mai folosit oamenii aceștia mrejele vreodată? Le-au mai folosit? Dar de câte ori? Ziceți-vă aminte că Domnul spune lui Petru la un moment dat, la mult timp după asta, aruncă mreaja în partea dreaptă, că toată noaptea s-a turnit și n-a prins nimic. Și omul ăsta aruncă mreaja în partea dreaptă și o scoate plină de pești. A mai folosit-o. Numai că s-a produs ceva. Pe primul loc, dragii mei, a venit chemarea Domnului Iisus Hristos. Pe primul loc trebuie să vină chemarea lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a chemat pe omul acesta care păștea turma și a zis: vreau să te trimit. Ce-i prioritar pentru tine? Ce e prioritar pentru tine? Chemarea Domnului. Faptul că Dumnezeu vrea să folosească. Schimbi prioritățile în viață. Altceva te pasionează. Dacă până acum ai vrut să devii poate cel mai bogat om din Cluj, nu știu dacă e cazul vostru, dintr-o dată vrei să devii cel mai bogat om pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Vrei să fii omul pe care Dumnezeu să-l folosească. Și ziua și noaptea te rogi și zici: Doamne, folosește-mă. Folosește-mă. Dar mai este foarte important o schimbare care trebuie făcută și Moise a fost nevoit să o facă. Știți, dragii mei, că Moise a fost omul extremelor? Știți? Nu știți asta. A fost o vreme în care Moise a fost atât de plin de râvnă încât a început să lucreze fără să-l trimită nimeni, fără să-l dea nimeni de lucru. Știți asta? Nimeni nu i-a dat de lucru și chiar i-a pus și la întrebarea asta: cine te-a pus pe tine? Cine ți-a dat de lucru? Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Și Moise a trebuit să zice din nume: nimeni. Pricepeți? Că a ieșit într-o zi, era prinț, a ieșit într-o zi să vadă, mă rog, muncile, să-i vadă pe frații lui și l-a văzut pe un egiptean care s-a ridicat împotriva unui frate de-a lui. Și s-a ridicat Moise și l-a omorât. Și a doua zi s-a dus și a văzut pe doi evrei că se certau și a zis: voi sunteți frați. N-aveți voie să vă certați unul cu altul. Și atunci a pus unul dintre întrebarea: dar cine te-a pus pe tine mai mare? În Faptele Apostolilor scrie, Moise credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, îi va elibera. Dar n-au priceput. Asta a fost o extremă. Nimeni nu-ți dă de lucru și tu vrei, te bagi așa, să faci ceva. Și când a descoperit Moise lucrul acesta, a trecut în cealaltă extremă și a abandonat totul. S-a dus să-și ia turma și să fie cioban. Auziți? De unde vrei să faci foarte mult, te ajungi în extremă unde nu mai vrei să faci nimic. Știți că într-o zi Dumnezeu îl întâlnește pe Ilie într-o peșteră la muntele Horeb. Știți asta? Știți ce făcea Ilie acolo, frații mei? Știți? A zis: am terminat cu totul. Am fost plin de râvnă, s-au ridicat toți împotriva mea, vreau să-mi ia viața, pe prorocii tăi au omorât, gata! Ia-mi viața, Dumnezeule, nu-s mai bun decât ceilalți părinți, decât părinții mei. Vreau să mor. Trece în extrema asta. Ei, Moise stă înaintea lui Dumnezeu și trebuie să facă schimbarea asta. Să treacă din extrema asta undeva spre mijloc. Sau din extrema cealaltă spre mijloc. Să fie un om echilibrat. Și a devenit cel mai blând om de pe fața pământului. Nu doar blând. A devenit echilibrat. Pentru că spune Biblia că nu odată poporul acela în fruntea căruia îl pusese Dumnezeu s-a ridicat împotriva lui și vreau să-l ucidă, știți? S-o cârteau împotriva lui. Și Moise n-a mai fugit. Nu s-a mai lăsat. Ba când Dumnezeu a zis: Moise, trage-te deoparte, vreau să-i nimicesc pe ăștia și din tine fac un neam mare, a zis Moise: Dumnezeule, nu fă asta! Nu fă asta! Decât să faci asta, mai bine șterge mie numele din cartea vieții. Este un om echilibrat.
slujitorul, omul de care se folosește Dumnezeu, trebuie să facă schimbări în viață, să devină un om echilibrat. Și mă rog lui Dumnezeu pentru fiecare dintre ei, așa să fie. Dumnezeu să producă schimbările astea. Și foarte repede vreau să vă spun încă un lucru. Omul de care se folosește Dumnezeu este omul care se străduiește să cunoască, este interesat să cunoască, este dispus să facă schimbări. Și în al treilea rând, dragii mei, omul de care se folosește Dumnezeu este omul care își clarifică foarte bine statutul, își cunoaște statutul, cine este. Dacă citiți cu atenție mai departe pasajul acesta, n-am citit pentru că este foarte lung, Moise stă în fața Domnului și pune această întrebare: cine sunt eu? Și întrebarea asta s-ar putea supună Caleb, supună Paul, supună Daniel, supună Pavel. Cine sunt eu? Acum, Moise avea o dilemă aici, sau putea să aibă o dilemă. Doamne, cine sunt eu? Sunt prinț sau sunt cioban? Chiar cine era Moise până la urmă? Prinț sau cioban? Cu ce l-ați identificat mai bine? Că a fost o vreme când a fost prinț și așa în straie de prinț, prin țară, poate îi făceau oamenii plecăciuni, ieșea printre evrei care erau robi în țara Egiptului ca prinț și poate se temeau de el. Și acum era cioban și poi se stă și pune această întrebare: cine sunt eu, Doamne? Chiar cine ești, Moise? Știți care era statutul lui? Nu era nici prinț, nu era nici cioban. Era un trimis al lui Dumnezeu. Pentru că zice Dumnezeu așa aici: eu te voi trimite. Undeva mai jos. Înțelegeți? Nu ești nici profesor de nu știu ce, nu ești nici electrician, nu ești nici inginer, nu ești nici, poți să spui, nici măcar diacon sau presbiter sau păstor. Ești un trimis al lui Dumnezeu. Și, dragii mei, omul de care se folosește Dumnezeu pleacă la lucru cu această convingere: sunt un trimis al lui Dumnezeu. Citiți, dragii mei, despre omul botezătorul, spune Biblia în cartea Evanghelistului Ioan: a venit un om trimis de Dumnezeu. Sau Domnul stă în fața ucenicilor și le spune: vă voi trimite. Și, dragii mei, slujitorii lui Dumnezeu sunt niște trimiși ai lui Dumnezeu. Este important să știi lucrul acesta, să crezi lucrul acesta, este important? Chiar este important? Frații mei, un trimis al lui Dumnezeu sau trimiterea asta a lui Dumnezeu este neapărat, de neapărată trebuință să fie conștientizată, pentru că trimiterea aceasta îți furnizează un mesaj. Oricât ai studia cartea asta, și vă sfătuiesc să o studiați, dar oricât ai studia cartea aceasta, dacă nu este ceva care să vină de sus, de la Dumnezeu, n-ai niciun mesaj. Foarte multă vreme m-am folosit de un text din Efeseni, capitolul 6, până ce l-am înțeles în iarna asta mai bine. Pavel scrie Efesenilor: faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Și zice, printre altele, acest tot felul de rugăciuni: rugați-vă și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura, știți ce zice mai departe? Să mi se dea cuvânt, scrie acolo pe monitor. Scrie în Biblie. Să mi se dea cuvânt. Dumneavoastră credeți că Pavel avea cunoștințe biblice mai multe decât noi toți de aici? Credeți? A învățat la una dintre cele mai prestigioase facultăți teologice ale vremii, la picioarele lui Gamaliel. De ce spui tu treaba asta, Pavele, dacă ai cunoștințe biblice să ți dea cuvânt? Pentru că, dragii mei, nu cunoștințele noastre biblice sunt mesaj, ci ceea ce vine de la Dumnezeu din cer. Înțelegeți? Trimiterea asta pe care ți-o face Dumnezeu îți furnizează mesaj. Și spune Biblia: Moise, du-te și du-te cu acest mesaj. Știți care era mesajul? Dumnezeu v-a văzut suferința și Dumnezeu vrea să vă elibereze. E important mesajul ăsta? Dar nu era de la el? Nu l-a ghicit Moise? Nu l-a inventat el, dragii mei?
N-a citit el măcar în carte, nu, a venit de la Dumnezeu din cer. Și când s-a dus în fața bătrânilor lui Israel, a zis, Dumnezeu v-a văzut suferința și Dumnezeu vrea să vă elibereze. E mesajul care vine de la Dumnezeu, pentru că trimiterea sfârșează mesajul ăsta. Dar trimiterea, dragii mei, nu sfârșează doar mesaj, trimiterea sfârșează curaj. Vă întreb, de unde a fugit Moise în Madian? Din Egipt, nu? De ce a fugit Moise din Egipt în Madian? De frică, nu? Zicea Moise, se va ști cu siguranță și până la faraon, dacă vreți, ce s-a făcut ieri, pentru că, uite, oamenii ăștia deja știu că unul dintre evrei a zis, vrei să mă omori pe mine cum ai omorât pe egipteanul de ieri? Când a auzit el că treaba asta s-a aflat, de teamă a fugit. Și uite, Dumnezeu zice, tocmai acolo, du-te. Îți trebuie curaj. Te voi trimite la faraon. Dar de faraon ai fugit. Îți trebuie curaj. Dar când conștientizezi că ai trimitere de la Dumnezeu, trimiterea asta îți dă curaj. A zis Domnul Iisus Hristos către ucenici, iată, vă trimit ca pe niște oi. Continuați mai departe. Caleb, Paul, Daniel, Pavel, vă vine să credeți lucrul acesta? Vă vine să credeți? Când vă uitați în dreapta și vezi că ai un frate, te uiți în stânga și zici, am un alt frate. În față zici, am un alt frate, în spate un alt frate. Să zic, e valabil versetul ăsta și pentru mine când sunt înconjurat de frați? E valabil? E valabil. Când lumea asta unde ne-a trimis Dumnezeu, frații mei, suntem ca niște oi sau ca niște miei, cum spune un alt evanghelist, în mijlocul lupilor. Și nevoie de curaj. Dar frații mei, sigur că e nevoie de curaj. Nu vine din altă parte, dragii mei, din mușchii pe care ți-ai făcut la 20 ceva de ani. Nu, frații mei, nici din inteligența pe care ți-ai cultivat-o pe băncile facultății. Curajul acesta vine din trimiterea lui Dumnezeu. De acolo vine curajul. Și când ucenicii au fost, sau apostolii, mai bine zis, au fost trași la răspundere și li s-a interzis să mai predice numele Domnului Iisus Hristos, a zis Petru, judecați voi singuri. Ce-i drept? Să ascultăm mai mult de voi? Sau de Dumnezeu? Dar Petre, de unde e curajul ăsta? De unde e curajul acesta? E de la Dumnezeu, de la trimiterea asta lui Dumnezeu. Și foarte repede, dragii mei, că deja se pare că timpul a trecut, trimiterea asta nu doar că sfârnizează mesaj, nu doar că sfârnizează curaj, trimiterea asta sfârnizează dovezi. Și de ceea ce are nevoie biserica lui Dumnezeu în vremea asta și lumea în care trăim este nevoia de dovezi. A zis Moise, bine, Doamne, Tu mă trimiți acolo. La poporul ăsta. Mă trimiți înapoi în gura lupului, cu alte cuvinte. Dar oamenii aceia mă vor întreba, cine te-a trimis? Credeți că pe voi nu vă vor întreba niciodată? Cine te-a pus asta sau asta? Și a zis Dumnezeu, du-te și spune-le, Dumnezeul care se cheamă Eu Sunt, m-a trimis la voi. Dar dacă nu vor crede, că eu pot să zic de la toate amvoanele că sunt un trimis al lui Dumnezeu și nimeni să nu mă creadă. Dumneavoastră puteți să strigați la toate amvoanele că sunteți trimisul lui Dumnezeu și nimeni să nu creadă. Dar a zis Dumnezeu, uite, du dovezile astea cu tine. Și a zis, pune mâna în sân și scoate-o. E plină de lepră. Și a zis, pune înapoi în sân și o scoate curată. Aruncă toiagul ăsta. Se face șarpe. Prinde-l, se face din nou toiag. Și spune Biblia, Moise s-a dus și a făcut astea în fața bătrânilor și dovezile astea, dragii mei, i-au făcut să creadă că e trimis de Dumnezeu, știți? Niciunul dintre ei s-ar putea să nu scoată mâna plină de lepă și apoi să o scoată curată, nici să arunce toiagul să facă șarpe, dar dovezi credeți că trebuie să aibă? Credeți? Când Ioan Botezătorul era acolo în temniță, nu știa ce urmează să se întâmple cu el, și a pus întrebarea asta, oare
acela despre care am zis eu că este mielul lui Dumnezeu, chiar este? Și a trimis o delegație la Domnul Iisus și a pus această întrebare: tu ești acela sau să așteptăm pe un altul? Și a zis Domnul acelor trimiși: duceți-vă la Ioan cu dovezi. Cu ce dovezi? Orbi văd, șchiopii umblă și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. N-a zis Domnul Iisus Hristos: duceți-vă și spuneți-i, da, așa este, cum a zis El. N-a spus nici da, nici ba. Domnul a spus: astea sunt dovezile. Duceți-vă și prezentați-i dovezile. Și s-au întors înapoi, trimiși aceștia cu dovezi. Sau biserica lui Dumnezeu nu mai trebuie să aibă dovezi? Frății mei, despre Evanghelia asta a fost, spune Biblia că a fost propovăduită în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, cu puteri, cu minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Sunt astea dovezi. Frății mei, spunea Pavel că propovăduirea lui nu stătea în înțelepciunea asta, ci stătea într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Trimiterea lui Dumnezeu îți furnizează dovezi. Când oamenii te întreabă cine te-a trimis, de ce faci ceea ce faci, Dumnezeu trebuie să fie lângă tine să furnizeze dovezi, dacă ești omul de care se folosește Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu să binecuvânteze pe cei patru, dar și pe dumneavoastră, pe toți. Că într-un fel toți suntem chemați să slujim lui Dumnezeu. Să fim oameni de care Dumnezeu să se folosească. De unii aici, de alții în altă parte. Să fim interesați să cunoaștem, să ne facem timp pentru Dumnezeu. Să fim dispuși să facem schimbări. Să ne clarificăm foarte bine statutul nostru. Nu suntem, frații mei, în lumea asta niște mergători la biserică. Nu, nu. Oameni care ținem Paștele și Crăciunul. Suntem în lumea aceasta trimiși ai lui Dumnezeu. Trimiși ai lui Dumnezeu care trebuie să avem dovezi că Dumnezeu este cu noi și că Dumnezeu ne folosește. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.